Da, bună, oameni buni. Am ajuns în sfârșit la mănăstire. Nu știu ce se întâmplă, frate, nu-i nimeni aici. Nimeni, nici cu... N-am de la cine să iau informații. Aici scrie spre mănăstire. N-am, e singura șansă ca să intru înăuntru, ăsta e drumul principal. Am vrut să vă arăt așa cam cum arată. Asta e o construcție foarte veche din epoca lemnului, deci ajungem noi să povestim și despre asta. Adică epoca lui Gheorghică, unde odată cu piatra se iasă foc și din foc l-o ținut până o putut. Da, asta e epoca lemnului, înainte de epoca la pietre, niște construcții foarte, foarte frumoase. Eu așa construcții de frumoase, eu n-am văzut în viața mea. Deci eu nu am văzut în viața mea, eu am umblat mult de așa ceva frumuseți. Probabil că le-am văzut, dar nu m-am uitat așa în aspectul lor. Acum am timp să mă uit în aspectul lor și mă uit în înfățișarea lor, cum arată. E un lucru foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Uitați aici. Asta e barul, aici e plăcintărie, cafeterie. Deci cum ar veni, asta e intrarea principală. Aici vin toți, parchează, după cum vedeți, îți prinde parcări aici. Bă, singur, WC-ul e deschis, este priză, dar nu mă ajută cu nimic acum, pentru că trebuie să intru înăuntru, să văd dacă pot să obțin dinăuntru, să nu stau aici. Să văd, este priză aici, deci oricum nu mă duc dimineața de aici până nu mă încărc cu tot ce am. Sau când o să mă duc, nu știu dacă este înăuntru, în camere, nu, cred că o să fie în camere. Da, ăsta e barul, nu-i nimeni aici, frigerele zis cu lacăt pe ele, deci aici e pe siguranță și pe vorbă. Sunt camere, nu-i problemă. Bine, dacă aș vrea să fie cineva, numai să forțez frigiderul, să vezi cum e. Glumesc. Da, vedeți, ăsta e locul, ăsta e intrarea, aici să fac planurile pentru a intra în mănăstire. Nu știu cum e mănăstire, dacă mă lasă să filmez, o să întreb, o să văd, dacă nu, o să ridic drona și o să vadă ei, o să filmeze cu drona. Da, e un loc foarte, foarte frumos, vedeți? Asta e doar intrarea. Oricum o să fac o filmare amplă despre toată mănăstirea, să văd cât pot eu, mă străduiesc cât pot să fac o filmare, pentru că e pentru mine unic și cum ar veni, e prima învățișare pe care am vrut să o am, să ajung la mănăstire. Nu mă interesează pe mine că nu o să mă culc aici sau nu o să mă culc aici, că mă duc undeva în direcția aia, îmi găsesc în stânga-dreapta un loc și îmi pun cortul, nu mă duc eu pe ideea asta, dar dacă se poate, cum spun, de ce să nu, da. Aici, după cum vedeți, aici și mi-am găsit loc de priză, dar vreau ca să pun aici, da. Am văzut că taxa la WC 1 leu, nu știu, am intrat pe simplu și, da. Cam asta e, băieții, am luat acum locul, gata, e aici. Asta e, nu știu ce să fac aici, singurul lucru ca să aflu ce să fac aici, trebuie să o sus. Trebuie să o sus, să mai proiect mai cu să reprimire și să văd despre ce e vorba și ce vreau să vorbească, să văd. Eu le spun punctul meu de vedere și să văd ce pot să închid. Dacă este loc de plecat, e bine, dacă nu, iar și bine. Oricum, eu când am pornit la drum, nu m-am dus pe ideea asta. Dar dacă sare și asta în cale, e ora 7 și 10. 7 și 10, e ora 7 și 10 seara, până acum am trunat tot anul. Cred că de 10 ori m-am oprit, îți leoarcă de ud. Am luat și paracetamol când m-au umplat frigurile. Geanta miută, să vedem ce facem mai acolo. Nu știu. Cum vedeți, geanta. Mi-a rupt spatele. Cum zic, mi-a rupt spatele. N-am văzut o găi, o nimic. Da, după cum vedeți, asta e geanta. Și acum singurul lucru să se facă, e să urc sus, să văd ce se mă întâmplă. Nu o să filmez, o să filmez doar când intru, nu o să filmez că poate că nu o să le plece, o să aflu de la ei dacă pot să filmez, ce pot să filmez și îs regulile lor și nu vreau ca să le încalc regulile lor. Totuși încerc să fac o schivă și da, o să țin regulile lor. Păi ce să vă spun, hai să urc pe partea de sus, să vedem pe ce e vorba, să urc măcar până sus, să mă întâlnesc cu civilizația, cum zic eu, să văd pe cine întâlnesc și ce putem rezolva. Oricum numai până sus că închid filmarea, dar nu vreau să vadă cineva că filmez, că mă da seama și aici sunt combinații, stați liniștit, peste tot sunt combinații. Și știți cum e. Așa e bine peste tot. Da, noi am venit pe punctul meu. Pentru mine cel mai important e să mă încarc toate bateriile, că știu că iară 3 zile nu o să am treabă. Pentru mine asta e cel mai tare. Este aici la bar, n-am niciun ban,
Mamă, mai băga mâine cumva și ne pune ceva la încărcat, cât de cât, dacă cumva nu găsesc înăuntru. Dați grebla, uitat aici. Oh. Da, să pun mâna pe aia, că eu când pun mâna pe greblă am noroc. Astăzi m-a vedea măicuța aia la lucruri, mi-a zice. Nu-i problemă, măicuță dragă, muncim. Ia numai ca să vezi cât îți e martalog. Foarte frumos aici. Vă dați seama dacă e la vreme frumoasă? Sunt bătrân. Cu geanta în spate, les bătrân. Da, urc aici până la ultimele scărare de sus. De aici încerc să rup. S-ar putea să mă întâlnesc cu cineva. Am urcat eu în Italia. Asta e jucărie. Ia până și la prima parte, încă nu văd pe nimeni. Da. Deci, cam aia e intrarea principală. Și văd. Deci pe aici urci cu mașina. Șmecherii urcă cu mașina. Băieții pe jos. Mamă, ce parcăriți. Și caravani am văzut. Cred că este și locuri de cor. Bă. Bă, băieți, ce să vă zic? Eu v-am pupat și ne auzim la următoarea. Asta a fost intrarea, retrucea. Pentru că următoarea vreau să fie o filmare cu tot locul, poate chiar și înăuntru. M-a văzut o măicuță dintr-o mașină, dar nu m-a băgat în seamă, când am venit pe drum. Da, deci este strict interzis accesul autovehiculelor, bun. Aici v-am pupat și ne auzim, nu văd pe nimeni, nu-i nimeni, deci pur și simplu eu sunt singur. Aia îți cam așa arată locul. Foarte frumos, Mănăstirea Bârsana, județul Maramureș, aici suntem. V-am pupat, să vedeți cum arată asta, vedeți cum arată așa din dronă. Mamă, ce frumos e înăuntru, vedeți, din dronă. Deci, cam așa arată din dronă. Bine, ai făcut un pic ca să nu așa arată din dronă, stați liniștit. Și biserică, turnul clopoții, muzeul mănăstirii, centru cultural, păznicarul, casa monarhă, Cili, Troița, poarta maramureșană, altar de vatră, arhisuna, casa voievodală, casa duhovnicului, stareța. Deci casa e stareța, adică ce e optul. Optul înseamnă undeva acolo în capăt. A, dar unde dormi aici? Și dacă dormi, unde dormi aici? Dar asta e muzeu, biserică. Turnul Clopolniță, unde? Turnul Clopolniță, numărul 2, asta e. Adică asta două, ăsta e numărul 2. Asta e numărul 2, un numărul 1 e ăla din partea alaltă. Casa duhovnicului, îți dai seama că acolo nu o să mă culc eu. Casa voievodală, cama, altar de vară, poarta maramureșană, Troiță, Cili, casa monară. Păi nu cred că aici loc e manevră. Vedem, intrăm înăuntru și aflăm de aici. Bă, ce să vă zic, cam asta e. M-am pupat. Nu vreau să intru înainte să filmez, că probabil că n-am voie și nu știu, nu vreau să am din prima. Regulamentul de ordine interior, acest interzis cu autoturisme, microbuze, biciclete și motociclete. Nu aveți voie în curtea mănăstirii cu pisici și câini, nu fumați în curtea mănăstirii. Vă rugăm să aveți ținută și corupanța adecvat locului pe care îl vizitați. 5. Vizitați mănăstirea în liniște. Nu rupeți florile, vă mulțumesc. Astea sunt regulile. Vedeți? Astea sunt regulile, deci nu zice nimic de telefon.
Noi nu avem țigară interzis, deci dacă vrei să fumezi, nu e de afară. Interzis foto și video în magazin. Bun. Interzis foto și video în magazin. După cum vedeți, asta e altă construcție faină. Odată vreau să văd ce e aici, că dacă e mă culc și vin dimineața și filmez. Am văzut că... Dar nu-i nimeni, nu văd pe nimeni aici. Oh, come on! Nimeni aici. Ca o persoană femeiesc. Uitați ce urât, se vede că e ignorat și plouă și acum. Eu sunt ud și frig. Ce, unde să mă duc și unde să mă duc? Vezi, ca să vezi unde merge nebun și nu știi ce. E neant, cum spun eu, în necunoștință. Și când mergi în necunoștință, mamă, ce poze fac eu mâine aici. Ar fi vreme faină. Dacă ar fi poze. Muzeul Mănăstirii Bârsana, e închis 100%. Dar nu-i nimeni, mă, ce? Dar eu și cu geanta asta mare în spate, azi dar trebuie să mă vadă oricine. Apă potabilă, e bun, este și căni. O să dai cu camera, că vrei. Aici, construcție, frate. Hai te aici, tati. Mai astea sunt construcții, tata. Nu pălă vrăgeală. Cu betonii și... Aici să vă văd, fraților. Eu sunt în stare, credeți-mă, eu nu bat din gură, eu sunt în stare. De asta fac asta, pentru că eu asta am făcut-o. Da. No, dar ce facem noi aici? Nu-i nimeni aici. Absolut nimeni aici. Măcar să-i zic, dacă măcar de cor, dacă pot să-mi las undeva acord. Eu nu cobor înapoi acolo jos, stau acolo, măcar toate bateriile, mă. Acolo stau până târziu. Ce să fac? Așa este priza acolo, nu-i nimeni acolo. Cobor jos, Centru Cultural Monarhal. Dar nu scrie aici că e camere de dormit și din astea. Eu n-am auzit, că nu-i nimeni, mă, frate. Ce, unde să mă mai duc? Unde? Că aia e casa popii. Aia de mă duc acolo. Mă duc până la ea, mă duc rată. Cum vine, mă vede. Bine, asta e o filmare așa pe noapte. Vă arăt eu pe zi. Bine. Dacă se mai vede și mai frumos, e mai viu. Asta, coperișul se vede un pic mai strălucit când se uscă. Da, nu am unde să vă duc. Nu am unde să vă mai duc. Hai să tot. Nu e nimeni. Nu e nimeni. Și nu e nimeni. Uitați aici. Accesul interzis, e bun, barieră, ciu-ciu, aici nu mai treci, aici sală de povești. Păi frate, tot închis, nu-i nimeni, tati, deci nimeni nu îi. Asta e, coborâm jos, dar măcar să-i fie cineva, să întreb, dar nu văd pe nimeni. Ce frumos e asta, pă ploaie filmez, am uitat acolo că sud. S-a auzit cum plouă, nu? Eu n-aud, eu simt. Voi auziți? Eu simt. Accesul persoanelor străine sunt interzise, adică eu sunt persoană străină. Aici au voi numai șmecherii, cu îmbrăcați în negru și cu clop în cap. Aia. Deci noi suntem străini. Deci noi toți suntem străini. Aia înseamnă că noi n-avem ce căuta acolo. Da. Mă duc pe partea asta altă. Și cred că coborne. Nu-i nimeni. Bă, nu-i nimeni. Nu văd o mișcare nicăieri. Deci chiar nu-i nimeni, tati. Nu-i nimeni aici. Deci, mă culc în cort. Exact cum nu mi-am dorit, dar mă culc în cort. Am făcut și o filmare. Aici e boxa. Ce e aici? Apă. 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 Aici nu știu ce. E apă. Uite ce construcție faină. Ar ce frumos, e fain să vede cu drona de aici. Da, dar trebuie mult lucra cu ea. Și mult trebuie tăia din ea. Tăia din... Vede acolo construiește partea cealaltă. Se vede că construcție nouă. Nu e nimeni aici, fraților. Deci, e o poveste cu dormitul la mănăstiri.
Cred că poți dormi la mănăstire exact ca la Roma, când vii anume o chestie. Sau când vii înainte în pragul sărbătorilor, cred că doar atunci. Eu n-am văzut loc de dormit, n-am văzut nimica. Deci, băieți, n-am nici pe cine să întreb. Deci, înseamnă că e o poveste. Aici nu-i nimeni, fraților. Deci, nimeni. Nu văd o mișcare, nicări, nu văd un om, nu văd o poartă deschisă, nu văd o ușă deschisă. Deci, aia înseamnă că nu-i nimeni. Nu-i nimeni, fraților. Să văd măcar dacă e curent, stau un pic aici. Unde este curent? Aici la mănăstire să fur curent mâncați așa. A, aici e popa. E bun, aici stă popa, cadelnița. Dacă și-o închis aici. Popa, eu știu ce e aici, călugă, pop, nu știu ce e. Ah, abar, uite acolo cât e bănci, vezi? Cum stă lumea acolo. Deci, nu-i nimeni. Asta e, coborâm jos. Și stau jos. Hai, mai și fac cortul, să văd unde mi-am găsit să fac cortul. Și apoi, eu nu știu, nici nu știu ce să fac, că sunt dezorientat. Am ajuns și târziu. Și apar n-am ce să fac. Uite, e închis, mă. E închis tot. Acolo de-a prins lumânarii. Nu văd eu unde să mai mă duc eu încolo. Da, ieșim afară. Cam asta a fost plimbarea. Da, mă duc că mă aud. Nu stau aici. Mai bine stau la baterie. Dar nici știu unde am intrat. Aici. Acolo am intrat. Deci nu nimeni. Ce scrie aici? Nu? Vă agățați de tocăniță. Pe tocănița asta bate salonul. Ia. Cu botele. Da. Coborâm, tati. Asta e, nu-i nimeni. Deci nu văd nici o mișcare. Se pare că duba aia neagră, mașina aia neagră am văzut eu cu o călugăriță. Că neagră a fost. Neagră, neagră a fost, da. Tot văd că tot închiși acolo, nu e o lumină. Deci, Mircea, coboară jos, lasă vorbele lumii. Du-te tu pe cortul tău, că ăla-i sigur. N-am văzut nicăieri nici într-o casă, că scria în casele alea că poți dormi acolo. Scria. Alea niciuna. Da, coborâm jos. Coborâm jos, merg noi la priza noastră. Aia e mai sigur ca tot. O să fac mâine o filmare cu... N-am eu treabă cu ei care sunt aici. Ei sunt pe salarii, pe treburile lor. Și caut anumite construcții. Nu mă interesează că n-am pot să dorm aici, n-am nicio ciudă pe ei. Nu mă interesează, sleoarcă. Mă duc undeva mai jos, cobor. Să văd, cred că în parcare îmi fac cortul, jur. În parcare îmi fac, direct în parcare. Am văzut un loc acolo, dar să fie iarbă, dacă e beton, e nașpa. Am văzut o caravană acolo. Am văzut, dacă ai pe filmare, asta e filmarea, tată, ce să fac? Nu îmi doresc să fac filmări lungi, că nu mă ajută la absolut cu nimica. Că cu cât sunt mai lungi, cu atât sunt mai greu de vizionat. Așa că nu-mi doresc să fac prea mult, prea lungi filmări. Și asta și o să fac, o să închid. Bă, ce să fac, ce să nu fac? M-am pupat, pe cum la văd caravana acolo. Mă trag undeva în partea asta, dacă văd un pic de beton. A, mă, mama, acolo și garaje. No, mă duc jos aici și... Îmi scot bateria, încerc să pun încărcat, asta e, dacă vine cineva, mă fac pe prostul. Deștept oricum nu sunt, așa că îmi pun bateria la încărcat. Dacă am ajuns până aici, mâine trag o filmare pe zi, așa e frumos cu drona și asta e, dacă și eu plecam mai departe, simplu. Am dus și în filmare, pentru că mâncarea de aici care trebuia să fie nu a fost, înseamnă că a fost înainte, deci asta e tot. V-am pupat, o zi bună și o seară plăcută. Pa, pa.